Conform statisticilor, 3/4 dintre școlile din România stau foarte rău la capitolul materiale didactice. Pentru directorii de școli, a dat din coate să facă rost de bani a devenit o obișnuință, dar, de regulă, sumele obținute sunt extrem de mici. În aceste condiții, donația primită astăzi de școala din Pitești e fără precedent. Pentru noi este extraordinar, pentru că în ultimul timp stăm foarte rău la capitolul materiale didactice și nu reușim să găsim soluții pentru a le aduce în rândul copilor, în rândul cadrelor didactice, să se folosească de ele. Și am găsit această oportunitate, acest proiect extraordinar al unui hipermarket, care ne-a ajutat, cred că pentru câțiva ani de acum încolo, extraordinar. Bucuria elevilor școlii Nicolae Bălcescu din Pitești a fost mare. Îmi place harta, culorile, cărțile foarte mult îmi plac. Am găsit un atlas despre munte, despre unele câmpii. Ce e în mână? Un aparat foto. Îți va folosi? Da. La ce îl veți folosi voi? Să pozez animale. Prezenți la eveniment, părinții s-au bucurat alături de elevi, mai ales că astfel nu vor mai fi nevoi să cumpere chiar tot pentru copiii lor. Mă bucur foarte mult pentru inițiativa. Cum credeți că vor fi folosite? Avea până acum școala astfel de material? Cred că beneficia avea școala, dar acestea sunt mult mai moderne și mai interesante pentru copii, cu multe imagini, după cum se văd și atlasele, sunt foarte frumoase și sunt foarte educative, mult mai moderne. Această donație vă va scuti și pe dumneavoastră? Da, sigur. Sigur că da. Ce cheltuieli trebuia să faceți dacă nu? Nu știu că sunt bunică, dar foarte multe, să știți. Foarte multe și eu ca bunică, lângă părinți, trebuie să contribui, că este viața. Acum elevii au de la creioane, plastilină, planșe, până la camere de luate vederi, aparate foto sau proiector și copiator pentru fiecare clasă. Sperăm că prin acțiunile noastre permanente să oferim copiilor sprijin pentru o educație și mai bună, pentru a se forma și a-și dezvolta creativitatea. Mă bucur că, iată, un agent economic așa de puternic s-a gândit să se implice și social. Și cea mai bună implicare socială este în partea educațională. Mă bucur și pentru școală că, iată, a fost dotată cu manuale, cu obiecte, toate de uz școlar și care lipseau școlii. La școala Nicolae Bălcescu din Pitești, ultimele investiții făcute de Ministerul Educației au fost acum 2 ani și au constat în achiziționarea băncuțelor pentru clasa pregătitoare. De materiale didactice pentru clasele mai mari, nici vorbă. De aceea, donația de astăzi e considerată mană cerească.